Capricornii vor fi înconjurați de prieteni și este posibil să se înfiri pe o idilă care le va duce multă fericire și liniște. Dragi vărsătorii, se anunță o zi puțin cam agitată. Se poate să existe o desincronizare cu partenerul de viață și totuși cu puțină bunăvoință o să vă și înțelegeți. Și peștii vor întâmpina dificultății de ordin sentimental, lipsa comunicării le poate crea mici divergențe cu cei dragi. Mare atenție, dragi berbeci, astăzi astrele nu prea sunt de partea voastră, așadar tot ce trebuie să faceți este să evitați o discuție în contradictoriu cu partenerul de viață. Taurii vor vedea viața cu alți ochi astăzi, îi preocupă poveștile de viață ale unor oameni pe care îi consideră modele. Dragi gemeni, astăzi vă concentrați pe sectorul sentimental. Cei drept, amicilor, le va lipsi atenția voastră, dar în cele din urmă vor înțelege. Dragi raci, bucurați-vă mai mult de viață. Nu sunteți obișnuiți să riscați, însă acum se întâmplă ceva pentru care merită să aveți mai mult curaj. Energia leilor este molipsitoare. Aceștia vor fi toată ziua cu zâmbetul pe buze și nimeni nu-i poate refuza. Indicat ar fi să profite de acest avantaj. Natifecioară, faceți tot posibilul să aveți un cămin fericit și să vă faceți partenerul să radieze. Treceți printr-o perioadă de schimbare care va fi benefică. Simțul umorului va ajuta pe nativi Zodii Balanță să treacă peste orice hop astăzi. Vor lua totul în glumă și nimeni nu le va șterge zâmbetul de pe față. Sănătatea nu pare să figureze pe lista de priorități a scorpionilor. Indicat ar fi să reducă din lucrurile care nu le fac bine. Iar săgetătorii simt o mare bucurie în suflet, dar încă nu îndrăznesc să vorbească despre asta. Sunt mai superstițioși și le este teamă ca nu cumva visul frumos să se destrame. Acesta...